Domnul Donici, am văzut aici în curtea dumneavoastră foarte multe solarii. Ce suprafață Am aveți? suprafața de 30 de ari de solar, între care totul e numai roșii. Tot la solariile astea cu lemn, așa, nu mai vedem și noi ceva mai modern în zonă? De ce Dacă nu nu s-au faceți? schimbat nimic în 20 de ani, la noi de unde să schimbe în agricultură? Nu? Nu. Nu avem cu ce ajutoare, nu, bani nu sunt, facem și noi cu ce avem. E, dar totuși, cred că ceva a schimbat anul acesta, că deja, fiind abia zi de început de martie, dumneavoastră aveți roșiile deja mari. Să... Cum e roșie? Mare, roșie, nu, galbenă? Nu, de mijloc. Roșie de mijloc, da. Au o culoare frumoasă, un roșu la copt, perfect. Și puțin și când la... ieșiți, adică? Păi anul trecut am scos pe 10 mai. Scoateți roșia aia cu gust românesc? Da, sau da, da, da. Are da. Gust bun? Da, da, da. Din ce vine gustul ăsta bun al roșiei? Din pământ? Păi pământul care îl avem așa, după aia îngrășământele care se dau gunoiul de graj. Bun. Deci ați venit aici cu el de câte zile? Păi mai sigur așa în jur de 10 zile. Și sunteți mulțumit de cum arată? Mulțumit, da. Ce ziceți, domnul Pregătă? L-a punctat tratamentele 3 pe care le-a dat cu un produs bio în faza de răsat și, în câte știu eu, a băgat sulfatul de potasiu, poate în caliu. Da. Referitor cu timpurietatea, ei pun de în timp pentru că ne luptăm cu concurența neloială din partea roșilor care vin din afară, din Turcia. Stați puțin, domnul Prăitor, pe eu când mă duc în piață, eu nu găsesc nicio roșie din Turcia. Toate sunt românești. E o diferență între tomatele noastre crescute pe un pământ natural față de acele care vin, mă rog, în vată mineralizată și care acolo zilnic trebuie să-i aplice îngrășămintele chimice. Când încep cei din Matca să dea roșii pe piață, să le spunem și noi telespectatorilor, domne, acum apar roșiile de Matca, până acum ați mâncat numai roșii din Turcia, Grecia sau de pe unde ați mai adus. Sunteți de acord? Sunt de acord. Revenind, am văzut că i-ați atras atenția. I-am atras atenția în mai multe, mai mulți factori. Unu, afară vremea este ploioasă. Umiditate în atmosferă avem și, după cum vedeți, avem o umiditate și în solar. Pentru că e greu de controlat umiditatea într-o cultură de solarii, cum avem noi acest model cu folie. Planta se vede că a plecat buiacă, cum zicem noi. Dar dacă avem un an ploios, apariția ciupercilor și bolilor și mucegailor e foarte explozivă. Acum trebuie să spunem telespectatorilor că nu e doar atât de mic acest solar. Ele, nu, asta nu. Este o folie intermediară. Da. Dar totuși e o folie mai veche, spuneați, de vreo 3 ani și s-a mai mătuit și ea puțin? Da, dar și noua tot cam așa. Fermierii n-au bani, doamna Dana, și de aceea ei merg și ei cu ce pot, cu ce au la îndemână. Normal, aici trebuie o folie nouă și nu e folie de calitate în care să asigure o luminozitate plantei. Fie ea și roșie, fie și castravet, fie și ardei. Și atunci ce ar fi putut să facă, domnul, ca să nu fie asta? Ce, să pună niște ventilatoare? Ce să pună? Da, în afară sunt acele ventilatoare. Sfatul meu este... Nu știu, greu. Cum ar fi? Nu, sfatul meu este să... Sămânăm când e de sămânat optim, să plantăm când e de plantat optim. Deci acum nu e un timp de plantat, de asta eu nici nu mă grăbesc cu plantatul, dar sunt femei care dat, merg... Asta ceva mai înainte. Riscă. El riscă, da, așa da, a spus. Da, da, asta da. A zis că riscă, merge pe... Dar eu am întâlnit multe cazuri în care apare avortarea florilor. Primul buchet, dacă mai vin și niște oscilații mari de temperatură cu minus noaptea, și ziua, iar exces de căldură, îi apare multe alte probleme care țin de factorii de mediu. Îl dați în fiecare zi la picătură? Nu, fiecare zi? Nu. Când au nevoie, apă puțin de tot în perioada asta. Bun, am văzut că aveți niște coropișnițe. Cu cele anihilați? E mesurolul care l-am dat pentru... Și ceva natural, eco? Dacă tot ați dat cu substanțe eco, le-a stropit eco și să rămână așa ele naturale? Nu sunt. Nu, nu sunt? Pentru uite, eu vă spun așa, am învățat... Să punem bere. Domnul Lăcătuș mi-a spus să îngropați niște sticle de plastic cu bere în ele. O altă doamnă mi-a spus să prăjim ceapă, punem pe o hârtie, ele vin la ceapă păi și... Păi nu mergem, deja mergem pe sistemul vechi cu solarele, mergem...
Păi asta zic, merge așa. Nu, cea mai bună soluție, vă spune doamna Dana, de exemplu, la margine acolo cu mare, făcut așa un șanț, un acolo umplut cu gunoi și toate coropișnițele se duc acolo. De fapt, ele din gunoi vin. O soluție bio, dar e mai greu. Nu e, atenție, nu e ceva toxic, nu e ceva interzis pentru a da pentru coropișnițe, pentru că dai în faza de răsat. Le-a spus la o distanță de? 40. Și între rânduri? Păi am 70 cu 90. Și când începeți să, adică când o să terminați să le legați, că deja am văzut că le legați în spate. Acum, astăzi, cât mai până de seară. Și în fazele următoare mai stropiți cu ceva, că s-au fost tot felul de boli anul trecut, cum spunea domnul croitorul. Mai stropim, da? Normal. Stropim, l-avem aici pe domnul croitorul care el. Și îl chemați repede cu ce? Da. Sau vă duceți repede? Nu, îl sun și vine. Am început cu el și nu. Ei le mai spun la telefon să aibă grijă cu aerisirea, cu căldura. Am mai întâlnit unde a dat căldură multă și plantele au plecat mai buiece și le-am explicat că nu e bine. Dar sunt fermieri care ascultă, sunt fermieri care mai sunt și căpoși. Fiecare... Și fiecare în limita posibilităților a banului. Astea bio sunt un pic mai scumpe, dar nu toată lumea își permite să... iau, să dea substanțele astea. Acum vreau să vă întreb ceva, dar să-mi răspundeți așa cinstit. Nu vă întreb dacă ați făcut dumneavoastră, dar să-mi spuneți dacă există asta. E o vorbă în lumea asta noastră românească, agricultorii românești, că agricultorii fac ceva ei să înroșească mai repede roșia. Și bagă chimicale și uite de aia, nu. Adică ea nu e coaptă de la sine, o forțează agricultorii. Am înțeles așa că se injectează în tijă? Nu. Să dă cu pensula cu roșu? Acum depinde de zonă, dar nu. Pieța ionetril care se dă, dar nu. Deci substanța e un regulator de creștere, ce scrie pe el. E un regulator de creștere care se folosește și la castraveți. Îl folosesc unii, îl folosesc și la tomate, îl folosesc și în pomicultură, la cireșe, dar dacă e dat în dozele lui, nu afectează. Numai că sunt fermieri care... îl aplică foarte tare și acolo e o problemă, dar eu nu recomand, nici nu vreau să aud de această... Ne îmbolnăvim sau nu ne îmbolnăvim? De cine e sfătuie pe fermieri, nu sunt fermierii nu știu una carte. Sunt acei ingineri care cunoșteau produsul și ei l-au recomandat. Și ar fi bine ca fiecare fermier să știe ce are de făcut.